Așa este, zica la baba suferă la frumusețe, dar nu este cazul, pentru că tu ești, vorba aceea, tânără de viață. Mai zic că îmi place. Așa. Dar în altă ordine de idei, suferi la frumusețe sau pentru frumusețe? Da, sufăr și nu prea. De ceva timp mi-am dorit, pentru că toată viața am investit în psihicul meu, mi-am dorit să încep să investesc și în corpul meu. Abdomenul subțire cu... Cu întreținere se ține, nu? Gheață. Cu gheață, cu gheață, da. Să știi că da. Și e surprinzător pentru că până să ajung la această procedură de criolipoliză nu auzisem de așa ceva. Această procedură funcționează prin înghețare la minus 8 grade. Procedura durează 70 de minute, se repetă la 6 săptămâni și se fac 3 repetări pe an, maxim. Rezultatele sunt de slăbire localizată între 3 și 5 cm în funcție de fiecare persoană, de stilul de viață pe care îl are fiecare. De vreo câteva luni de zile aleg să combin 3 proceduri care dau și rezultate foarte bune. Tu știi foarte clar că dintotdeauna am zis că eu nu am timp de pierdut și atunci am venit așa prima oară ușor mai singheră pentru că nu știam dacă voi vedea rezultatele sau nu. Lucrul care s-a întâmplat m-a bucurat enorm și atunci de 2-3 ori pe săptămână vin aici la clinică și mă updatez. Stau cu mințică, o oră, două, depinde cât durează procedura. Ce face această procedură? Această procedură este tratamentul numărul 1 împotriva celulitei. Totodată și regenerează pielea, stimulează producția de colagen și elastină, redând fermitatea pielii. Cât durează o procedură de genul acesta? Depinde de zonă foarte mult, de obicei cam jumătate de oră, o oră. Iar rezultatele sunt vizibile imediat și se mențin destul de mult timp, până la un an sau chiar mai mult, depinde de stilul de viață al fiecăruia. De puțină vreme mi-am dat seama de cât de important este, cât de importante sunt orele de somn, cât de important este ce mănânci, cât de importantă este să ai grijă de corpul tău, cât de importante sunt aceste tratamente și, bineînțeles, ședințele la sală. Asta înseamnă că acum de sărbători nu o să te înfrupți din delicioasele bucate tradiționale românești? Asta înseamnă că dacă am vreo slăbiciune, aceea este cea a bucatelor tradiționale românești și atunci voi face o excepție, dar după cum vezi, mă pregătesc din timp. Fac o excepție, după care repede vin aici, mai fac o excepție, iar mai vin aici și compensez, dar cu măsură, chiar mai mare măsură decât s-a întâmplat în anii trecuți.